Salutare, dragii mei, salutare, bine ați revenit, bun venit celor noi. În momentul de față sunt aici în solarul într-unul din solarele astea din jos. Vă arăt imediat ce am făcut aici. Și dăm o raită și pe la răsaduri, să vă mai dau detalii, să vă mai spun ce le-am mai făcut. Să vedeți și voi cum stăm cu repicatul, cu semănatul, am cam terminat. Nu știu care pe unde sunteți, din ce zonă, dar într-un final, săptămâna trecută am terminat și noi de semănat. În mare, mai am niște vinete pe care intenționez să le pun eu un pic mai târziu și de aia nu le-am semănat încă. Bineînțeles că mai este varză și cam atât astea ar mai fi. Urmă varză de toamnă. Dar în mare, cu roșii, cu ardei, cu astea am cam terminat și sper eu cam în proporție de 90% să terminăm și de repicat până prin 15 aprilie. Așa vor avea timp să se dezvolte până la ultimele plantări care sunt la noi în zonă, undeva spre 15-20 mai. 25, depinde. Haideți să vă arăt un pic care e situația pe aici. Vă spun de pe acum, dacă vreți, lăsați-ne în comentarii ce faceți voi, dacă mai aveți de semănat, de repicat, cum stați cu problemele, dacă aveți, nu aveți. Eu zic că vremea e foarte, foarte prietenoasă cu noi, foarte blândă față de alți ani, deci și problemele ar trebui să fie mai mici sau mai puține, dar depinde de fiecare. Aici, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu ceva timp am pus niște salată. Biloanele erau pregătite și am venit cu completarea asta de roșii, care erau deja prevăzute de la început. Deci, practic, pe margini, la bilon, am plantat roșiile. Biloanele, să mergem prima dată cu detaliile astea, biloanele au undeva la, de fapt, de la plantă până la plantă, avem undeva la 90 de centimetri, plus minus, un metru, 90 de centimetri, cam pe acolo. Și între plante pe rând, undeva între 40 și 45 de centimetri, n-am stat să măsurăm la fiecare plantă, am luat o măsură, ne-am verificat de două ori și am dat înainte la aprecierea ochilor, dar după numărul de plante am cam păstrat distanța. Salata azi, mâine sunt dintre ele care se pot recolta. Bineînțeles că micile probleme nu lipsesc, mai este câte una care sunt bolnăvit. Pierderi sunt timpul, mai mari, mai mici. Am pus 5 rânduri, mai am depus un rând acolo, pe penultimul bilon și pe ultimul o să pun un rând de ardei pișcători. Iar aici vor intra încă 3 rânduri, 2 pe bilonul ăsta și 1 pe ultimul de acolo, dar o să pun castraveți. Având singurul și unicul solar unde pot să plantez, am zis că să profit maxim, să fac și niște roșii și niște castraveți, ca să putem să ducem ceva și de la noi, la magazin, având magazinul. Pe margine pun ardeiuți, pentru că nu sunt pretențioși la bolile din sol. Eu am aici un sol foarte capricios și trebuie să mă orientez pe ce nu e așa problematic, nu vreau să mă apuc, adică n-am vrut să mă apuc să fac tratamente din alea drastice, deocamdată o mai trag un pic așa cum pot și mă limitez să plantez ce nu e așa sensibil. Nu plantez capia și gogoșar în solar, nici vinete. Bun, roșiile, v-am spus la ce distanțe,
Le-am făcut o baie acolo, încă am covata jos, le-am făcut o baie efectiv în merpan, înainte să le plantez. Le-am scufundat acolo, dar nu doar imersie, le-am băgat un pic mai multă apă, mai multă soluție, încât să ajungă inclusiv pe tulpină. Și le-am plantat. Mergem și la răsaduri. Cam asta e aici situația. Suntem aici în solarul 2, unde e răsaduri, flori sus, majoritatea petunii aici. N-am mai făcut căldură de mult, de atunci de când au fost nopțile alea mai reci. Nu zic că n-a fost nevoie. Și aici, acolo mai pe mijloc, sunt primele răsaduri picate, pe urmă aici mai la ușă sunt ultimele. Vinete, aici ardei, mă rog, gogoșar mai exact, cabala. Pe dreapta aici ardei galben. Deci asta a fost repicate, depinde, unele de câteva zile, vinetele de acolo din capăt de vreo 3 zile doar. Astea au o săptămână, cred. Nici nu mi-amintesc dacă erau repicate când am filmat ultima dată bucata asta de aici din sus. Știu că erau astea. Astea au pornit, semne bune pe aici. Avem deja frunzele adevărate încep să acopere pământul. Aici vedeți diferențele astea de la unele fără picate mai târziu. Aici e gogoșar, pe urmă niște ardei iute, sunt un pic amestecate, pentru că așa am repicat. Și ca să nu începem pe aici să punem pe toate marginile, am început pe mijloc, unde e mai cald, și având serii, am repicat pișcător, am repicat galben, am repicat gogoșar, le-am pus prima dată aici, pe urmă pe margine, și de aia s-a amestecat, dar nu avem niciun fel de problemă, fiecare tăviță e etichetată cu numele, deci nu sunt absolut deloc probleme. Uite cât de tare se vede contrastul dintre ardeiul pișcător și ardeiul galben. Îți dă impresia că ăsta galben e cam galben, dar să știți că arată destul de bine, destul de sănătos. Cu ușarul cornel. Mă cam supără cornelul, nu știu, trebuie să văd anul viitor să mai încerc ceva. Germinație foarte proastă, plante cu probleme, am avut și anul trecut, deci plante cu probleme, asta nu e, în cazul în care ați făcut răsad de cornel, să știți că nu e din cauza voastră. Astea sunt plante din naștere care au venit cu probleme. Bineînțeles că atunci la repicare, mai mici fiind, băieții nu le-au deosebit și le-au repicat, dar sunt plante gata din naștere cu probleme. Aici e o vânătă, mirval și cana un pic mai jos. Mai jos, aragon, repicat mai recent. Bun, în mare, deci aici tătire, acolo pe margine e capia, niște roșii aici pe mijloc, care nu știu cât vor mai sta aici pe mijloc, pentru el e prea cald aici pe mijloc, depinde cum va fi în nopțile următoare, dar din ce se arată pe prognoză, plus 7-8 noaptea. Hai să mergem și în celelalte. Aici, practic, suntem în al treilea solar, unde ne vom extinde cu răsadurile. Cred că cel mai probabil se va umple și asta când vom termina de repicat. Se va umple de roșii. Aici am prima serie
cele mai mari roșii și ardei, care sunt aproximativ bune de plantat. Deci dacă sunt pretendenți, se pot planta, pot bine să mai stai câteva zile, o săptămână, oricare ar fi situația, ne descurcăm cu ele. Aici sunt ultimele roșii repicate, supărate după repicare, săracile, destul de șifonate, mai ales Rozov Blianul ăsta, el e și mai sensibil, știu din alți ani când am avut. Fără căldură noaptea, repicate recent, e cam rece pentru ele aici, dar nu mai stau să mă complic, trebuiau probabil duse în sera din sus, unde e mult mai cald peste noapte, și pe urmă aduse aici, pentru că acolo nu prea avem spațiu și nu le puteam ține mult, dar nu le-am mai dus. Nu le-am mai dus, repicăm direct aici, le lăsăm direct aici și suferă un pic, dar o să-și revină. Oricum, temperaturile rămân pozitive, rămâne destul de cald și o să-și revină rapid. Aici numai roșii repicate de ieri și alaltă ieri s-au repicat astea. Ia uitați ce etichete am făcut, personalizate, roșii de grădină. Lacrima fecioare. Aici mai avem ceva petunii, verbena, ultimele puse în ghivece. Aici au mai rămas câteva pe jos, că n-am avut loc să le agățăm. Trebuie să improvizăm ceva. Zona cu vărzoase, aici mai pe colț, pe capăt, unde e mai răcoare. Și aici niște căpșuni pe care le-am cumpărat, butaj din aia de la frig, și i-am pus în ghivece, l-am rădăcinat. Suntem și în ultimul, sau mai bine zis în primul, solarul în care începe campania. Nu mai ținem cont aici de răsadnițe închise, deschise, mai mult închise decât deschise, pentru că nu mai avem ce să germinăm. Uitați cum țin eu varza, aproape uscată. E prea cald aici, trebuie să o duc. Aici vine și castraveți. Am uitat să vă arăt castravețe, acolo în solarul din jos, care sunt bun de plantat aproape. Ăștia sunt următoarea serie pe care i-am semănat. Cod și capricorn, acolo în dreapta, și aici în spate am câteva alveole de alianț. Sincer, nu semănam alianț, nu semănam alți castraveți în afară de cod și capricorn, dar aveam semințele de anul trecut și am zis că nu le arunc, le pun, le seamăn și o să-i vând mai ieftin la cine vrea și cine se zgârcește la preț, le propun alianț, alternativă mai ieftină. Pe aici răsaduri de repicat, până-i lumea, unele mai au de stat, altele sunt bune de repicat, țeline, până răsadnițe la fel. Ia uitați cornelul, ce dezamăgitor germinat. Ziceam că mă gândesc bine dacă o să-l mai folosesc anul viitor. Pe mesă
Nu mă mai duc, sunt flori. O să vi le arăt de aici, mai de pe mijloc. Flori din răsaduri cumpărate. Astea sunt făcute de noi, din butășei. Cum am luat vârfurile, am făcut niște mixuri aici cu verbena, cu, cum îi cheamă, fucsia, cu bacopa, vedem ce o să iasă. Eu zic că o să iasă frumoase când vor fi crescute un pic și înflorite, majoritatea. Îs mutate în ghivece de recent. Mușcatele la ghiveci de 12, curgătoare și semicurgătoare, cu suport pentru ca să nu se rupă așa, să nu le încălcim pe aici. Acolo pe masa asta din alea clasice. Pe sus, știți foarte bine, sunt de mult deja mușcatele mari, în agățător. Aici alte zonale, mușcate. Pe aici alte flori și floricele. Inclusiv crăițe aici pe capăt. Alea nu știu cum le zice, vă spun sincer. Astea sunt garofițe. Am primit recomandări să le scot de aici, să le pun mai la soare. De la un coleg de-al nostru, pe care îl cunoașteți, dar acum nu umblăm pe aici cu nume. Probabil știți la cine mă refer. Cine produce multe flori. Alte mușcate. Dahlia. Vreo trei culori de dahlia. Îmi bobocesc. În câteva zile o să vedem primele floricele. Eu zic că arată bine, tot așa la ghivești de 12. Aici am luat pentru prima dată niște margarete, anul ăsta. Sunt curios să văd ce o să iasă. Aici mai am niște crăițe din semințe făcute de mine. Ele, ce vi le-am arătat mai devreme, am cumpărat răsadul. Câteva ghivece cu lavandă. Aici mai avem niște butășei, dezastru, unii se prind, alții mor pe aici. Cred că vârfurile, cred eu, acum nu știu, dacă ați mai făcut experimente de astea, poate spuneți o părere. Le-am pus rapid aici, nu le-am făcut mai nimic, am luat vârfurile alea și le-am împlântat aici în turbă, deci nu-i nicio pierdere, oricum dacă nu erau aruncate, oricum ciupeam vârfurile la plante, dar cred că erau prea crude, prea tinere vârfurile, prea crude, că prea tare s-au îmbolnăvit, s-au stricat aici. Nici și frică să le mai țin. Aici, asta iar e prima dată când le am anul ăsta, le-am cumpărat răsad. Dacă nu mă înșel, îi calibracioa, ceva de genul. Mixuri pe aici, un pic de oregano, niște begonițe din astea mici, gazania, petunii din alea de bordură. Avem ceva plântuțe pe aici. Nu v-am arătat busuiocu. Aici am niște busuioc pe care l-am repicat acum. Ceva leuștean la ghiveci, încerc să fac, să văd ce o să iasă, e pus aici de recent. Aici niște busuioc răsad, fir cu fir, la 7-7, repicat, bineînțeles. Și aici, la alveolă de 32, cu 3-4 fire,
Ăsta e lămâiță, tot busuioc. Are un miros foarte, foarte frumos. Ăsta cred că e scorțișoară de aici, sigur. Foarte bine miroase. Ardei, mărișori, cam aproape de vârsta lui ăla alți de acolo, care sunt bun de plantat și ăștia, și ăștia sunt pe ultima 100 de metri. Ați văzut că sunt multe pe aici, sunt multe de povestit. Din păcate suntem prinși cu muncă prea mult și ne găsim timp greu să stăm la povești. Ar fi multe de zis. Ce vă recomand eu, mai ales cei care sunteți mai la început de drum, nu luați, nu copiați, inspirați-vă, faceți, produceți, dar aveți grijă la ce vă înhămați. Nu, eu nu mă căiesc acum, eu mi-asum, mi-am ales, îi dau înainte, cel mai probabil și anul viitor voi face la fel sau mai mult, dar nu e ușor să faci, să încerci să faci răsaduri, să ai din tătie, să ai flori, majoritatea, să le mai ții și amestecate pe aici, e multă muncă, e mult de mutat în stânga, dreapta, e scos de la germinat, le muți acolo, după ce mai cresc, le muți din jos, în altă seră, la mai răcoare, după aia le repici. Indicat, vă spuneam, repicat ar fi bine să-l facem aici, pentru că e mai cald noaptea, să aibă câteva zile de temperaturi mai bune, dar ca să nu le mutăm de atâtea ori, pentru că fiecare mutare ne costă timp și bani, însă prefer să le stresez un pic acolo și oricum pentru plantarea în câmp, vor fi bune, pentru că se plantează mult, oricum ar fi vremea, eu zic că o să se planteze mult după 1 mai și atunci este timp să le facem. Ar fi mult de povestit și de vânzarea răsadurilor, nu sunt eu cel mai în măsură să vă dau indicații, dar sunt mulți care se chinuie. Și o spun la modul cel mai serios. De asta vă spun, nu copiați 100%, nu vă legați la cap cu prea multe, dacă nu aveți nici experiență să faceți, nu că aș avea eu 30 de ani în spate, dar chiar în primii ani, 2-3 ani, trebuie să o iei așa ușor, treptat, trebuie să te cunoască lumea, trebuie să-ți faci clienți, trebuie să oferi calitate, garanții, ca să poți să crești numărul de răsaduri. Nu poți să începi direct cu 15-20 de mii de răsaduri, cu nu știu câte mii, 10, sute de flori, de toate felurile, pentru că riști ori să le arunci, ori să le vinzi pe bani de nimic, ceea ce văd că se întâmplă la mulți. Și aș face un video, dar nu știu dacă ziua în măsură să dau prea multe detalii despre cum ar trebui să ne gândim pe partea asta de vânzare, cum ar trebui să facem, cum ar trebui să nu facem. Probabil într-un alt material. Mă mai gândesc, nu știu dacă îi fie o măsură, repet, să dau niște indicații bune încât oamenii să le înțeleagă și să le accepte, dar mă mai gândesc. Sper că sunteți bine, sper că fiecare în funcție de zona voastră sunteți în grafic,
Dacă aveți răsaduri bune de plantat și aveți solarii, eu zic să-i dați bătaie. Evident că nu știm, mai ales în zona de nord, în Transilvania, în Ardeal, aici la noi, nu știm exact ce o să fie la sfârșit de aprilie sau început de mai, mai fost și în alți ani, când a fost rece sau chiar foarte rece. Dar eu zic că decât să lăsăm săptămânile astea calde, așa să treacă și să nu profităm să plantăm în solarii, mai bine ne riscăm un pic, ne pregătim și în caz că vin două nopți mai reci, ne pregătim cu ceva, cu aerotermă, cu ceva acolo și o băgăm două nopți și nu se întâmplă absolut nimic. Decât să lăsăm, uite, de săptămâni bune, e cald, de săptămâni. Ultimul frig a fost acum vreo 2 săptămâni, 10 zile, și de atunci o ține așa cu 6, 7, 8 grade noaptea, mai câte un 5, dar pe zone. Și se anunță încă 2 săptămâni, tot așa, 7, 8, 9 grade, 7, 8, 9 grade peste noapte, ziua 20, deci pentru solarii e o temperatură optimă. Ar fi păcat să nu profităm. În 2 săptămâni, 3, până la sfârșit de aprilie, putem avea roșiile înflorite, dar, repet, cu excepția să, dacă sunteți în zone cum e pe aici, pe la noi, să țineți cont totuși să aveți ceva la îndemână pregătit în caz că vine ceva val de aer mai rece. Dragilor, îmi pare rău că fac numai un video pe săptămână, dar, repet, suntem foarte prinși aici cu munca. Pe lângă asta mai am un magazin de aprovizionat, nu e el mare, dar îmi ia destul de mult timp și greu îmi găsesc timp. Vă salut, vă urez mult succes și să auzim numai de bine, să avem o primăvară călduroasă în continuare, să ne bucurăm de vară pe urmă, de recolte și tot așa până la final. Numai bine, salutări! Superman astăzi!